Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu RoDrag Racing. Suntem aici la Arad, pe pista aeroportului din Arad, aeroport internațional, unde avem prima etapă din RoDrag Racing România. Ce vreau să vedeți în spatele meu este că suntem în mijlocul câmpului, suntem înconjurați de motorsport sau pasiune. În partea dreaptă avem o zonă de expo tuning, unde oamenii pot să se înscrie cu mașinile modificate de asfalt, care, bineînțeles, se pot înscrie și la Drag Racing, dar nu despre asta e vorba, la o zonă de tuning. În colțul din stânga avem zona de drift, unde avem niște mașini care fac drift, o să vedeți, o să filmeze Marius, și-a dus trotineta, poate să meargă peste tot, aici nu e nicio problemă. Și, bineînțeles, pista de drag, pe care o știți, este în spatele meu. Vorbește băiatul ăsta tare de tot la microfon, dar eu îl acopăr aici în lavalieră. Și aveți pista de drag, unde au apărut lucruri noi, cum ar fi tribunele și niște remorci de camion, unde oamenii pot să stea la umbră, cu toate că eu am vorbit să fie așa o vreme perfectă pentru curse și pentru expo, undeva la 15 grade, soare cu nori și nori din ăștia foarte frumoși, așa ca să iasă pozele foarte, foarte bine. În rest, trebuie să știți că ne veți vedea la toate cele 4 etape de aici de la Arad și dacă vă întreb de ce la Arad, vă invit să vizitați materialul nostru de pe canalul de la RoDrag, unde organizatorii vă vor explica, dar am rămas de la heptare un pic, așa, explica de ce doar aici la aeroportul din Arad. Da, frate, dar uite, o bag aici și adânc. Ca ta mașina și atât de mic portbagaj. Nu, e mare portbagaj. Nu e, frate. Are 625 de litri. Tu ce faci? Aici stai? Nu, dar aș putea. Poți să stai, nu? Mamă, ce moale e tetiera asta, ești nebun. Aș putea să stau, dar am doi copii acasă și n-am încredere să-i las pe ăștia să conducă. Cu ce bălășoi ajunge mâine, oricum. Da, oricum. Da, concluzia este că suntem pe drum. Suntem, da. Și o să vină ploaia și stăm cu grijă să nu dăm drumul la dezaburire, că nu folosim clima. Adică nu folosim ventilația, dar nu aerul condiționat. Și am mers cel mai încet din viața mea, cu 120 la oră toată autostrada, toată. Toată. Ca și aia, mașinile electrice sunt produse și dezvoltate pentru a conduce defensiv și prudent. Dar spune adevărul, de ce am mers cu 120? De ce am mers? Ca să aveam range. Că aveam range, că noi mergeam la Brașov, că așa ai băgat pe Waze. Lasă-mă asta, astea sunt detalii, nu intrăm în detaliile astea. Pune și mie Waze-ul, fă-te util. Noi am dat drumul la masaj în scaune, că am văzut că ne ajunge range-ul până la Vâlcea, mai avem 267 de km range și noi mai avem vreo 40 de km. Și am zis, hai să ne răsfățăm, bă, da, masajul, bă, și trebuie să mă dau mai în față cu scaunul ca să putem să rabatăm asta. Condus de o bătrânică. Stau bombă. Ia, mă. Păi ea. Mă las pe ea. Merge mai cranul la nenorocit. Stai, mă, să mă dau și eu. Ia, stai așa. Apas. Ce? Ia. Apasă, frate, apas. Fă ceva. Gata, mergi. Ia. Păi bine, și după aia eu pot să mă dau la loc, nu? Sper. Hei. Bă, trebuie să luăm PlayStation. Eu i-am zis lui Bălășiu, Dana. Deci aveam de-aia de HDMI aici. Dar nu trebuie, băgai la ăla și... Lasă-mă la banii noștri, ne luăm de acolo, de la Aradul. Luăm unde, la un 5. Un 5. Și așa, aveam 4, eu n-am. Da, și eu. Nu puteam să vin cu el. Nici nu treceam clasa, Bălășurile. Era rușine. Luăm 5. Era rușine. Luăm un 5. Eram deloc. V-ați conectat la internet? Nu, nu ne-am conectat la nimic. Țipă ăsta aici, check-in fără update, nu lasă să fac nimic. Stai o secundă. Spiritul clasic al internetului, întâi te să updateze tot drumul și când ajunge la destinație să prinde... Atunci mergi. Atunci mergi. De unde aici pe internet? You're offline. Mers la hotspot. Sună pe șeremet. Nu, doar când ești aici. Nu există, mă, așa ceva. Să facem la încărcare acolo. Băi, frate, nu există. Uite, mă, că scrie aici. Băi, frate, nu... Setup-ul în stationery. Și acum de ce s-a strâns și atunci nu... L-a strâns Marius, băi, el e șef. Dacă ne mai supără Marius, să-l împachetez în torpedo acolo. Frumoasă mașină ne-am luat, mă. Da, dar nu era atât de confortabilă ca asta. Pentru că, uite-te, pe lângă dezastru că stau băieții ăștia, oprește muzica aia așa. Așa.
pe lângă dezastru din mașină care este, am pernuțele astea aici și dacă nu mi-ar fi frică să las mașina asta pe mâna lor, aș și dormi până la Arad care este, dar am încărcat în 20 de minute, n-aveam timp să dorm pe loc, așa că închide. Stai, mă, 20 de minute de la cât? De la 50? De la 50% la 87%. Dă-te jos de aici, ia. Vezi că mi-a schimbat un pic părerea de mașini electrice. Pe experiența cu Taycan. Păi da, mă, dar stai un pic. Vezi că am mers repede pe autostradă. Ai mers repede, da, dar ai și încărcat. Da, bă, bine. Frate, am încărcat în 20 de minute acolo, adică m-am dus la toaletă, am stat un pic pe telefon și știi ce? Da, dar ăsta e un caz. Nu toate mașinile încarcă așa. Ok. Dar e o mașină premium, sunt câteva care încarcă așa. Am dat 200 de mii și 15 mii să fie vopțe la în două culori. A ieșit și soarele, atenție. Am intrat, am mâncat cât? 45 de minute? Da. S-a încărcat 100%? De la 34. Da. Și am venit țeav. Da. Țeav. Adică n-am, stai că până la Pitești am fost timiz, timiz. Dar de la Vâlcea, de la Vâlcea. Crash talentul ei. A dat 15.000. Așa. Ce? Gata, mă, am ajuns. Ți-am zis că n-ajungem nici de acum. Chiar mai repede decât ne-a zis navigația. Păi hai mai departe. Unde vrei? Budapesta. Haide. Lasă-mă 40 de minute să mă încarc. Am înțeles altceva. Ce faci aici? Hai să iau ce dintre. Hai că n-am avut bagaje multe. Am mers aproape plini. Am stat bine cu bagajele. Ce ai făcut, mă, retrai? Înțelegeți că e un fond ăsta chinezesc. Abnormal, bra, prezentați cardul. Oh. Băi, folosind aplicația, nu? Da, trebuie aplicația Next Charge aici. Nu știu de ce nu merge cu renovație. Nu cred că e renovația asta. Da. Asta nu e renovație. Nu e renovație. Da. Și nu știu cât costă. Iată-ne în zona de expo, vă mai încerc că aici e liniște, oamenii păstrează liniștea, nu vrem să deranjăm pe nimeni. Și începem cu zona de expo, eu mai merg, mai mă uit, mai zic, mai comentez și voi vă uitați pe camera acolo ca să nu ziceți că nu v-am arătat tot ce e de văzut aici. Și aș vrea să mergem la, nu zic ce mașină e asta galbenă, să-mi ziceți voi în comentarii, o las pe voi să ghiciți ce mașină e, că restul le știți, seria 7, S-Class, M2. Tu știi, Marius, ce mașină e? Mitsubishi. Mitsubishi, a? Nu? Bine, mă, frate. Nu e, mă, frate, e Mitsubishi. Nu e, dar nu le zicem oamenilor să zică ei. Hai, lași așa? Păi să zică în comentarii, nu? Cum îi las așa? Nu îi las. Am vrut să zic că e Dacia Papuc, dar îmi luam hate iar. Incredibil. A, ăsta e ăla de vânzare, știu eu. Ăsta vrea să-l ia Claudiu. Da, DXD. Maica mea.
Da. E de vânzare mașina asta. Știu. N-am telefonul, că îi făceam niște poze. RH. Pe vechi. Adică, na, din anii mașini. Da, stă bine, are și frâne frumos, vopsite, polișate. Din șuruburi aurii. Forță. Și aia mi se pare tare, în două culori. Da, pentru că dacă îți plac două nuanțe, știi ce zic? Când te uiți la aia din stânga îți place neagră, când te uiți din dreapta îți place galbenă. Știi? Mi se pare tare. Nu? Deci poți să-ți faci și tu Toyota așa, cum ar veni. Și ajung iar la RAR. Tot, orice ai face, ajungi la RAR. N-ai ce să faci, n-ai cum să scapi de RAR. De RAR n-ai... Ia uite, uite ce a venit acolo, chiar, de când eram noi tineri. Vezi? Mamă, ce jantă, n-am mai văzut BBS-ul ăsta. Da, mă, forță. Asta era. Foarte tare. Bravo, frate. Mi-aș lua și eu două să venim de la București la RAR cu ele. Au ajuns prețurile la, de exemplu, jantele astea pe care le vedem noi pe Golful ăsta 3 aici. Pe 17 care este. Nu mai comentez la anvelopă că nu mai comentez, dar janta este undeva la 2800 de euro. Setul de 4 bucăți. Am Toyota, mi se pare mult. Da, ok, bine. Uite un Golf 1, frumos. Țiplă impecabil. Da, frumos. Frumos. N-aș fi ales neapărat janta asta cromată, dar e frumoasă mașina. Am venit aici în zona de drift, sunt două mașini, două BMW-uri. Noi acum ne și specializăm pe E46, mai întreabă Marius ce e aia, cum e aia. Salut, cum te numești? Salutare, Ințe Tamaș, îmi pare bine. Tamaș, și mie îmi pare bine că ne-am cunoscut acum, tu ești cu asta din dreapta, nu? Da, exact, da. Da, e un E46 M50 Turbo 2.5, cam în jur de 400 de cai. Mașina e campion național de drift la Semipro în 2023 și vicecampion în 2022. Și celălalt e colegului meu de echipă, al lui Miklos Laszlo, e V8 Turbo și dacă nu mă înșel, acum săptămâna trecută a fost măsurată și are peste 800 și ceva. Deci puțin altă clasă. Bun, dar nu e etapă de drift acum? Nu este. Acum am venit puțin să demonstrăm, să facem puțin mai popular driftul și să facem un show. Plimbați și oameni de aici din public sau vă dați doar voi așa pentru fan? Până acum ne-am dat numai noi, dar cum am înțeles a fost extragere de la tombolă, dacă nu mă înșel, și o să plimbăm și niște spectatori. Ce planuri ai pentru anul ăsta? N-am vești bune, sincer, recunosc, din cauza că chiar anul trecut aveam plan să câștigăm campionatul, din fericire am reușit. Dar am rămas fără timp și buget și anul ăsta o să fac o pauză din punct de vedere competițional. Trebuie să fac un motor mai puternic, ceva forjat și să intru în pro, să vedem ce facem acolo. Cât costă să modifici motorul așa? Nu mai zic cât costă o etapă de drift. Sau hai, spunem cât costă o etapă de drift și după aia cam de câți bani crezi tu că ai avea nevoie să modifici motorul și la ce putere ai vrea să ajungi? Sincer, recunosc că nu prea îmi place să vorbesc despre cifre, dar Dar nu trebuie să fim exact. Că oricum pot spune un interval, că din punctul meu de vedere diferă la fiecare pilot. Eu, de exemplu, am concurat cu anvelopere șapate Radburguri, care
Știm că nu e mare lucru. De exemplu, asta, cine se dă cu semislicuri, se dublează instant bugetul la o etapă. Dar eu zic că 2-3 mii de euro merge lejer pe etapă, pe anvelope, cazare, știe toată lumea despre ce vorbesc. Ok. De a modifica motorul, nu știu, eu chiar am făcut o socoteală, aș dori să facem un M50, tot un M50 forjat, am și luat un alt motor de la un prieten, de la un coleg de echipă, dar cam 8.000-10.000 de euro, parcă cu tot, cu interne forjate, ambreiaj, tot să fie cam acolo. Cam așa. Deci 10.000 de euro, dacă vă uitați și vreți să vă faceți reclamă în campionatul național de drift, care este și el foarte puternic și sunt oameni acolo care se ocupă foarte tare de promovarea lui și sunt multe etape și spectaculoase și se dă la televizor, oare? Se mai dă la televizor sau a e fost, doar... A fost, dacă nu mă înșel, în ultimele, nu vreau să greșesc, că în ultimele 2 ani este o transmisie live pe platforma rodrift.ro. Ovare, și vreau să vă spun că dacă vreți să sponsorizați pe cineva, omul e aici de față, e deschis și, cum să spun eu, le spun tuturor că avem noroc că încă suntem la început și prețurile sunt bune. Ca să vă dați exemplu așa de ce costuri sunt la Formula 1, pentru a avea spoilerul din față dintr-o mașină de Formula 1, nu dintr-o echipă de top, costă undeva la 4 milioane de euro pe an. Așa că la ei aici da, are nevoie de 10.000 motorul și cu 3.000 de etapă. Câte etape sunt? 6? 5 etape. 5 etape, 5 ori 3, 15, 25 de mii. Atât de simplu. Mersi frumos că ți-ai luat din timp. Mulțumesc. Și distracție plăcută aici, să aveți anvelope. De la unul care de-abia s-a dat, i-am deschis ușa la chitep. Mamă, le dăm cu M5, dă asta de putere. Este mare putere. Ești pregătit? Eu? Da. Sunt. Morim, fii atent că morim. Deci de acolo. Ita, mamă! Cinciuia! Cinciuia! Bine, ne rupi! Bă, mi s-a dus sângele în călcâie la... Băi, băi, iatule, băi! Mie mi se pare că am mers mai tare acum și ca la viteză, băi, ce să zic. Mă, s-a ovalizat discul ăsta. S-a ovalizat. Aoleu, mama mea. Yeah, but...
Acesta a fost episodul de la Stax, de la prima etapă de la Road Drag. Ne-am dat, am făcut 5 ranuri, am scăzut 2% procent din baterie la i7M. Am scos cel mai bun timp de 11.5 aici cu garsonieră, că e apartament cu 4 camere de 3 tone și 660 de cai sau 50, nu contează, că am dat 200.000, din care 15.000 doar să fie în două culori. A fost frumos, ne vedem la toate etapele. Share, like și subscribe și scrieți-mi în comentarii cu ce mașină să vin la start aici la Road Drag.